Bună dimineața! Neața! Astăzi suntem, sau încă nu, în Vaslui. Am parcat aici frumos ca să începem videoul de astăzi de la intrarea în Vaslui. O să vedem astăzi dacă e ceva de făcut în Vaslui. Mi-a plăcut mie Vaslui, Ana vrea să mergem către Iași și veți vedea și Iașul în a doua jumătate a videoului de astăzi. Dar îmi place mie așa că Vaslui așa o sună cumva și are și o reputație și să vedem care-i treaba în Vaslui. Vremea ține cu noi, deși este frig, lucrurile-s gri așa și fără frunze și fără iarbă. Dar e soare și măcar deja, e soare. Deja starea este mult mai bună. Exact. Și băgăm în panouri. Băgăm, băgăm. Hai să mergem. Bună dimineața. Unde-i magică? Bună dimineața. Hai, jos. Haide, haide, da, bănică. Nu acolo, jos. Am oprit aici, în centru undeva, să vedem niște ruine, nu? Cum ai zis, rezervația? Astea sunt rezervația arheologică Curtea Domnească. Include ruinele fostei curți domnești, care a fost construită în Evul Mediu, inițial la ordinul domnitorului Alexandru cel Bun, iar apoi lucrările de extindere s-au realizat la ordinul Ștefan cel Mare. Exact ce este numele de vreme, Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. Și aici, după cum puteți vedea după nocturnele astea, e stadionul municipal, imediat lângă. Să mergem lângă gard, dacă o să vedem, dacă îl vedem. Nu o să poate vedea că e gardul ăsta mare aici. Și boschiți. Am descoperit acum că centrul vechi este la 600 de metri. Și că o să mergem pe jos să vedem ce e acolo. Și ca să vom pulsul orașului, ce mai bine te prind pe jos ca să... Sincer să fiu, nu știu nimic despre Vaslui. Am trecut de foarte multe ori pe aici și tu la fel. Dar nu știu dacă am oprit vreodată să mă plimb pe aici să văd care e situația. Așa că acum e ocazia perfectă. Și aici o clădire care ar fi interesantă în mod normal. Palatul Mavrocordat, ai zis, da? Care, mă rog, lăsat așa de izbelgi. Așa ar avea potențial. Stație de autobuz. Și vrem! Mergem la atelierul de tuns. Bine aici, la atelierul de tuns? Da. Nu, că-s proaspăt tuns, e ok. Sunt ok vreo lună. Aș vrea să mâncăm o prăjitură. De-asta... Prăjitură de-asta, așa, la o cofetărie de-aia... Veche? Veche. Se lucrează pe aici, la spațiu verde? Drăguț. Patiseria mi-a unit și mi-a unică. Mergem să mănânce forneti în amintirea copilăriei noastre. Nu copilărie, liceului. Liceu, așa. Nu era... Cred că nu era zi. Stai o secundă. Eu luam ca săracii de la metrou. Păi tu de la Roma. Da, dar nu de la Roma. La metrou, la mine, acolo, la Nicolae Grigorescu. Am întrerupt-o pe doamnă de la o convorbire foarte importantă și nu că am închis telefonul să o servească pe Ana. Să te ajung telefonul.
spuneți. Foarte serie. Te-am păcălit, nu zău? Te pun numai eu. Belgi? Vrei tu cu ciuperci? Deci nu m-am mai simțit așa de vremurile mele de început de vlog. Dacă aveam o armă, un AK-47 pe lângă mine, nu se uita lumea așa la mine. Diferența e, vezi, experiența. N-aș fi luat niciodată pe stradă așa, cu atâta lume uitându-se la mine. Niciodată, niciodată. Ce voiam să spun sau să fac? Spune la sunreci. Făcute ieri. Băgăm la airfryer? Nu duba un pic mai acolo, băgăm la airfryer, că sunreci, doar că... Și pentru că vrem să includem și Iași tot astăzi, trebuie să mergem din Vaslui. Am fost așa una alta, dacă vreți voi să vedeți mai multe sau dacă am ratat chestii pe care să le vedem data viitoare, lăsați-le în comentarii și o să ne mai reîntoarcem. Vreau tare mult să reușesc să intru în Palatul Culturii, să-l vizitez în interior. Dar nu mai știu data trecută, de ce n-am mers? Că n-avea chef. Vedem dacă reușim să mergem sus. N-avea tanti aia chef de noi. Numai. Gata, mergem spre Iași, avem 66 km, o oră și 10 minute. Și mai vreau să vedem Palatul Sturza, dar asta după ce plecăm din Iași, că e în partea aia. E la 60 km de Iași. Da. Hai, Iași. Tu la locul tău. Iași de aici. Iași de aici la locul tău, hai. Haide, Iași de aici. Iași de aici. Am ajuns din nou la Palatul Culturii. Am mai fost și cred că facem din nou aceeași schemă. Să punem cadre din videourile. Imagine, da. Ideea este că e păcat de ele, că-s foarte mișto. Da, știu. Așa înghețată de aici de pe drum. Și acum suntem în parcul ăsta din fața palatului. E foarte mișto aici. Super. Dar nu mai am baterie la cameră. Așa că ne vedem pe drum. Foarte, foarte tare aici. Hai, am ajuns la Bojdeuca lui Ion Creangă, mergem să vedem ce se petrece. Ce faci? Te ating acum? Te ating acum? Nu, să te ating pe față! Vino, vino, vino! Urcă-te, urcă-te sus acolo! Ia uite! Seamănă foarte mult cu aia de la Cumulești. Da. Eu am fost acolo. Și eu am fost. Da? Uh-huh. Ideea este că ne încercăm norocul, pentru că din câte am citit pe site, și că trebuie să faci rezervare la 10 dimineața, pentru că se urcă câte pe 7 persoane în turnul cu ceas. Mai e o chestie că ultima urcare e la 4. Și e 3 și un sfert sau ceva. Bună ziua! Pentru turnul cu ceas? Turnul cu ceas e închis. Închis de tot? Nu, ah,
Pe bază de COVID sau? Era spațiu mai mic, se mergea cu lift. Deci nu știți cum am înțeles. Bine, mulțumim. La revedere. Noi n-am găsit treaba asta cum că ar fi închis pe nicăieri, dar din ce zice doamna de la casă, are sens. Da, deci nu avem noroc nici de data asta. Trebuie să vină a șaptea mie oară. Am vizitat noi în viața asta turnul cu ceas din Iași. Și vreau să văd Iașul de sus. Da, nasol. Deci la mall să băgăm o șaurma? Nu, ca să bem... știu ce vreau. Să mâncăm o prăjitură, am mai mâncat. În mall sau aici în parc? În mall și o iei din mall și mănânci în parc. Ah, bine. Ah, mergem acolo, că e mall încolo? Da. S-a lăsat friguțul. În vasul a fost numai bine. Era perfect, perfect. Da, că era soare. E așa cu porția, să nu te plictisești de el prea tare. Da. Frighe. Dar când am întrebat dacă se poate pentru turnul cu ceas, am văzut pe față instant, n-a trebuit să-mi zică. Am văzut instant că nu. Că ceva e în neregulă. Așteptam doar să-mi zică ce e în neregulă, de ce e închis. Iașu a fost orașul meu preferat înainte să văd Oradea. Da? Orașul meu preferat. A detronat Oradea, da. Oradea? Din Iașu? Păcate, da. Și îmi plăcea la nebunie Iașu. Da. Încă îmi place, dar Oradea e mai mișto un pic. Da. Și când am fost noi data trecută era și soare, era mult mai. Da, frumos. Da. Încă. Ce oamenii să-și facă întâlnirile romantice. Data trecută când am fost noi, era mult mai verde și mai drăguț. Era patinoar. Era să cazi. Nu era să cazi, mi s-a părut că mai e o treaptă și nu era, că eu mă uitam în cameră. Dușmanul meu numărul 1, patinoarul. Te duc la patinoar? Nu! Încă arată zona asta superb, superb. Aici curja, pică. Acum nu mă curge că e cu minus. Era să iei în freză, nu? Nu, chiar nu, că mergeam încet oricum. Amazon? Știam că e Amazon în Iași, dar mi-am readus aminte. Dacă în vasului se uitau oamenii la mine ca la urs cu camera, acum că am luat și stabilizatorul, e și mai rău. Nu te mai plângi. Nu mă plângi. Nu mă plâng. Ok, și noi pe unde ajungem la mall? Hai pe aici, nu știu. E mișto că exact e ca la AFI, practic, doar că e afară. Adică e lângă mall, vreau să zic, lângă food court. Am fost de multe ori în Iași, înainte să fiu cu tine. Îți fac băieții scheme? Fac și eu scheme. Da? Da. Primată zona asta. Știi ce mașini mișto? Nu știu ce am venit la food court aici, că avem mâncare în... Și doar așa, să ne facem poftă, nu știu, pentru mâncarea noastră, habar n-am. Ne-a luat mințile mâncarea. Pentru că azi a fost soare, am materia full. O să avem o surpriză plăcută când o să... Vine vara și o să putem să stăm așa, nu, relax. Nicio grijă, da, exact. Acum o să mâncăm pulpele alea pe care le-am făcut ieri. Plus că o să facem niște cartofi la air fryer, dar proaspeți. Curățați frumos așa, ca la mai multă, pușcărie. Mai multă lume a vrut să vadă cum ies și aia proaspeți. Și noi vrem să vedem, da. M-am făcut de curățat cartofi. Barabure, nu știu, în Iași. Inițial, primul test îl vom face fără niciun condiment, doar așa cartofii. Am pus un pic de ulei și rețeta zice, și aparatul zice să pun un pic de ulei, doar l-am atins așa puțin. Așa. Și am găsit un program, classic fries. Și vedem ce iese. Abia aștept. Asta e programul. 19 minute la 180 de grade. Bam. Gata. Deci cartofi proaspeți, timp total 29 de minute. 19 minute programul și pe aia mai dat eu 10 minute. Ideea este că cei congelați au făcut 7 minute. Acum, evident că nu se compară ăștia proaspeți cu aia congelați, dar dacă aveți timp suficient, merg făcuți și ăștia proaspeți. I-am gustat și sunt delicioși.
Merită toți banii. Merită din plin aia jumătatea aia de oră. Se fac mai repede cartofii congelați, dar ăștia sunt cei mai buni cartofi pe care am mâncat vreodată. Le-am meditat în pat acolo, în tuneric. Și gândiți-vă că am pus un strop de ulei. Un strop de ulei am pus. Atât. N-am mai făcut fum în dubă, n-a sărit uleiul pe mine. Se vede că nu s-a făcut în ulei. Că n-au ulei, sunt așa. Da, da, sunt. Sunt foarte buni. Da? Asta a fost doar un test, așa, ca să vedem și noi și voi cum ies cartofii proaspeți. Dar data viitoare, Bobiță, facem dovecel. Deja l-am în frigider. L-am în frigider și conopidă și broccoli și... Da? Dietă.